Băie, nasol. E nasol că Ion are doi frați. Păi mai are doar un frate, deci doar eu pot o apă. Deci, ăla care poate să se bată cu mine, doar cu mine se bate. Dar eu trebuie să mă bat cu doi. Unul e cu albine. E stupar. Andrei, la micul calculatorul, e înțepător. S-a făcut hacker, dar bine. Deci acum nu mai merge cu hexazecimal, cu astea. Pula mea. Alfanumeric o mașină. Băieții care știa, băieții bătrâni cu ceaternul la căpățână prost. Ce mai știam și eu, când mai știam. Nu, acum merge cu albine. Deci stai puțin că mi-e frică. A început să mi se facă pula mică. Deci ia Andrei la micu. E mic și al dracului, n-am auzit care să mă se la centru, să dau drumul dorului, fața pământului. Deci eu să am dor de pula mea, că nu se mai scoală. Dar apoi ai un doruleț. Ai un pupuleț. Fac eu bine. Ai un... ceva. Doar ai un creț. Am doar creț? Ai doar creț. Nu mai ai pupuleț. E pupuleț acum, așa îi zicem noi, pupuleț. Zic, bă, Ioana, îmi zici pupuleț? Pupuleț, zic. Cacanis familiaris, tu ești cel mai mic cu pula mică. Ce să zică cineva? Dacă vrei, îți face poezia despre pula ta. Ok, bine, hai, nu mi-o face, hai, te rog eu, lasă așa. Păi n-am ce să-ți fac, n-am ce să-ți fac la ea dacă nu se scoală. Trebuie să se scoale ca să mă întrebe dacă să mă culc. Păi stai mă că e mută. Nu zice nimica. E mută. Bă, da, măcar să vibreze. Măcar să-mi dea un semn. Ce vrei? Astrologic? Astro? Analogic. Sine... ceva. Să mi se întâmple și mie să văd. A. Deci, bine că am văzut o pulă la viața mea. Încă o pulă alta, dar... bă, bine că ai pulă. Păi și la mine e pufuleț? Da, e pufuleț, e pupuleț. Nu e pufuleț. Era bine să fie pufuleț. E pupuleț. Deci mă pupulețe pe mine ceva, niște băieți, niște ceva, cred tu, și niște fete. Ai vrea tu, fete. Stai că vin niște băieți, să vezi cum te pune capră. Se duce cu tine, că acum vine la mulți ani cu capra. Pe tine te ia. Pe mine mă pune capra. Te pune capra. Dar o să fie porno. Mergeți și vă filmați cu YouTube. Tube. Iau YouTube. Așa. Bu. Și mă pune capre. Deci eu o să stau unul drept. Exact, o să fiu drept. Stai, păi, parcă se înstrâmb la 90 de grade. Păi ești la grade. Păi stai că eu doar până la 70 am ajuns la maxim. Mai mult de 70 nu pot. Uite, am aici 70 de grade. Câte grade vrei să am? Am
8 stele de general, 4 pe un număr, 4 pe un număr. Le-am de mult. Astea sunt secrete, agent secret. Mă doare în pulă de Băsescu și de tot când apănesc și de tot era acestea. Și le dau mânie că trebuie. Deci, că sunt artist. Deci îmi permit libertatea cuvântului cum vrea pula mea. Pentru că mi-am câștigat democrația prin sacrificiul meu. Prin apărut la Revoluție, la 15 ani. Pentru că eu vreau să schimbe tot. Nu contează că sunt sărac, sunt rup de foame, sunt cur. Sunt fericit. Cam libertatea de gândire. Atunci nu era. Acum măcar, dacă ai impresia că există așa ceva, e ceva, știi, fată. Tu nu știi, tu te-ai născut chiar în anul ăla, când a fost Revoluția. Tu te-ai născut direct în democrație. Habar n-ai ce înseamnă două sisteme diferite. Era pușcărie totală. Cum? România, problema comunismului, era o mare pârnaie. Doar câțiva reușea să scape de pârnaie. Reușea la Arad, pe Timișoara, câțiva să scape cu mașini puternice, să treacă, dar nu putea. Că le trăgea ea cu calaznicoavele în cap. Încercau unii să treacă Dunărea, dar îi lua vertijurile și ineca. Pentru că era pârnaie. Toți eram condamnați. Și eu acum sunt condamnat că sunt poet. Poezia înseamnă sinucidă. Dar eu bă, mi-am... Nu că nu m-a acceptat chestia asta. Eu lupt cu chestia asta, pare m-am impresionat că China o să fie într-o lume mai bună la un moment dat. Asta e.